Vă invităm alături de noi, cei cărora le pasă de oameni și de natură, să mediatizați acest eveniment, ținut aproape secret de către Consiliul Județean Suceava, și să participați pentru a afla de ce vrea, cu insistență, administrația județeană să deschidă o groapă de gunoi în vârf de munte, dăunătoare sănătății populației, nedorită de cetățeni și distructivă pentru turismul din zonă, naturii și agriculturii, realizată cu încălcarea tuturor normelor legale și morale, culmea și din fonduri europene. Faceți public acest eveniment și veniți alături de noi, miercuri, pe 2 februarie 2022, ora 14, la Casa de Cultură din Vatra Dornei. Acesta este apelul transmis de Asociația Bucovina Curată. Aristide Maxim Samuilă, cofondator al asociației, reclamă un nou abuz al autorităților. Nu se poate să duci o adunare publică într-o altă localitate care nu este afectată cu nimic și au o distanță destul de apreciabilă de localitatea noastră și de Pojurâta și de Valea Putnic. Este o acțiune gândită de autorități ca să organizeze acea dezbatere publică departe de locul afectat, ca să nu poată merge cât mai multă lume acolo să-și pună punctul de vedere. În al doilea rând, contestăm și am făcut cerere să fie anulată și eventual amânată și din cauza situației pandemice care se află la nivel de țară și la nivel de județ. Vatra Dornei se află și el, orașul, într-o incidență de infectare de peste 12, cea de ieri 12,62%. Normal că sunt semne de întrebare dacă această adunare publică poate să se desfășoare în condiții normale, în condiții în care pur și simplu oamenii nu pot participa. Deci este o adunare publică pe care dumnealor vor să o facă cu propriul prezidiu pe care îl vor avea acolo, că se deplasează reprezentanți de la Consiliul Județean, de la Agenția de Protecția Mediului, la Direcția de Sănătate Publică, de la Inspectoratul Situației de Urgență, de la Apele Române, de la Prefectură. Deci vor umple ei acolo bucată de sală și își vor spune singuri că trebuie să dea autorizația de mediu. Vom fi acolo, vom fi destul de mulți. Avem semnale că va veni lumea. Că se va ține sau nu, noi trebuie să fim acolo. Pentru că este încă o dată un abuz al autorităților. Aristide Maxim Samuilă reamintește că la sfârșitul anului 2021 a propus factorilor decidenți, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava și președintele Consiliului Județean Suceava, oprirea procedurii de eliberare a autorizației integrate de mediu și amânarea acestei dezbateri până la finalizarea cercetărilor Direcției Naționale Anticorupție și pronunțarea instanței în toate spețele din dosarul Mestecăniș. Dar, spune dumnealui, fără să fie avut vreun eco. De asemenea, Asociația Bucovina Curată a lansat o petiție prin care cere Ministerului Mediului și președinte lui Consiliului Județean Suceava să oprească procedura de autorizare a gropii și să amâne consultarea publică de fațadă de la Vatra Dornei din 2 februarie 2022 până la finalizarea cercetărilor DNA și pronunțarea instanțelor în toate dosarele împotriva autorităților abilitate. În cursul zilei de marți, USR Plus, filiala județeană, a transmis că este alături de cetățenii și organizațiile neguvernamentale care se opun schilodirii pasului Mestecăniș și va participa prin reprezentanții biroului județean la consultarea publică de miercuri din Vatra Dornei. De asemenea, în semn de solidaritate cu cei care participă la dezbaterea organizată în Vatra Dornei, pe 2 februarie la ora 14, USR Plus Suceava va desfășura un banner de protest în fața clădirii Palatului Administrativ. Tot pe acest subiect, parlamentarii AUR de Suceava au avut o interpelare către premier intitulată Distrugerea brandului Bucovina trebuie oprită. Groapa de gunoi din pasul Mestecăniș trebuie mutată. Dezbaterea publică cu privire la documentele de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru obiectivul de depozit ecologic de deșeuri Pojorâta este organizată de Consiliul Județean Suceava miercuri pe 2 februarie de la ora 14 la Casa de Cultură din Vatra Dornei.